Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul Atelierul tău. Eu sunt David, iar în acest clip o să vă prezint drujba electrică cu 2 acumulatori de la Einhell din noua gamă Power Exchange, modelul GE-LK36/35LI Solo. Solo vine de la faptul că este livrată într-o cutie de carton fără acumulatori. Bineînțeles, tot în acest clip o să-i facem și un test să vedem cât de bine se descurcă această drujbă cu acumulatori de la Einhell. Dar înainte de toate, haideți să vedem ce specificații tehnice are, cu ce vine în set și după o să trecem și la partea de test. După cum puteți observa, vine livrată într-o cutie de carton. În set, alături de drujbă, o să găsiți manualele de utilizare pe care vă încurajez să le citiți, drujba propriu-zisă, care vine în set și cu o protecție pentru lamă, o lamă de 35 de mm Oregon și un lanț tot de la Oregon. După cum puteți să o observați, arată destul de bine, este de dimensiuni ceva mai mari și este destul de puternică, ea fiind dotată cu un motor de tip brushless ce dezvoltă la turație liberă 8200 de rotații pe minut, iar viteza lanțului este de 15 metri pe secundă. În partea din față avem bușonul pentru rezervorul de ulei care are o capacitate de 115 ml. În partea dreaptă, sistemul de fixare al lamei și reglaj al întinderii lanțului, care se poate face fără a avea nevoie de vreo cheie. Este un sistem automat. Slăbirea și întinderea lanțului se face foarte simplu de pe această rolă roșie, iar de pe cea neagră se strânge pur și simplu lama și lanțul o să rămână întins. În partea stângă se poate observa această gheară care este metalică, ne ajută foarte mult atunci când tăiem arbuși rotunzi, copaci rotunzi, dar și când tăiem grinzi pătrate în construcții, pentru că această drujbă se poate folosi atât în construcții, cât și în livadă, cât și în gospodărie. Un avantaj major este că se poate folosi și la interior pentru că nu produce noxe și funcționează doar atunci când apeși pe buton. Practic, zgomotul o să fie întrerupt de fiecare dată când am terminat de tăiat cu ea. Mai trebuie să știți că este dotată cu un sistem activ de frânare. Practic, lanțul se oprește automat după ce lăsați degetul de pe butonul de acționare, dar are și o frână activă care nu-i dă voie să pornească atunci când este pusă și oprește lanțul imediat în momentul în care este acționată. Vă ziceam la începutul clipului că face parte din gama Power Exchange, ceea ce înseamnă că se poate utiliza cu toți acumulatorii de 18V din această gamă. Recomandarea mea este să utilizați acumulator cu aceeași capacitate, pentru că utilizează 2 acumulatori de 18V, practic funcționează pe 36V. Vă recomand să utilizați 2 acumulatori de același amperaj, dacă aveți un acumulator de 4 și celălalt să fie tot de 4, pentru că cel mai mic se va descărca mai repede și va întrerupe funcționarea drujbei. Greutatea totală cu 2 acumulatori de 4 amperi montați pe ea este de aproximativ 5 kg. O greutate care nu se prea simte, având în vedere poziționarea mânerelor. Cel din spate, destul de ergonomic, îmbrăcat în silicon și cu un buton de siguranță aici, practic nu se poate apăsa, doar dacă apăsăm prima dată pe butonul de siguranță, și mânerul frontal, care este asemănător cu cel al drujbelor pe benzină, un mâner complet în formă de U și vă dă posibilitatea să tăiați cu ea și pe orizontală, dar și pe verticală, un mâner destul de confortabil, cu destul de mult spațiu între carcasă și mâner, practic se poate utiliza foarte ușor cu o mână mai mare, cu o mănușă pe timp de iarnă, încape foarte bine aici, nu o să vă loviți de carcasa motorului. În continuare o să vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut pentru acest motoferestră, utilizând 2 acumulatori de 4 amperioră încărcați la maxim. Am testat atât în lemn de brad, pentru că se poate utiliza și în construcții, dar și într-un lemn de fag uscat, pentru că, după cum am zis, se poate utiliza și în gospodărie.
Acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Totodată, în descrierea acestui clip o să găsiți un link către magazinul nostru online, atelierultău.ro, unde puteți afla mai multe informații despre acest motofereastră. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc numai bine!